Sunt vești proaste pentru românii care beneficiază de sistemul centralizat de energie termică. În iarna care va urma se anunță scumpiri ale prețului gigacaloriei. O scumpire și a energiei termice în prag de iarnă, care să se suprapună peste creșterea facturilor la energia electrică, îi îngrijorează pe severineni. Oamenii erau oricum împovărați de facturile din anii precedenți. Vedem foarte bine ce a votat poporul, aia are. Vă veți descurca cu cheltuielile? Eu da, mă încălzesc cu lemne. Dar sunt oameni care nu pot să suporte prețurile ridicate. Care nu pot să se gândească la următoarele alegeri pe cine votează. Credeți că aceasta este soluția? Alta nu există. Ăștia niște hoți, niște bandiți. Groaznic pentru tot poporul român, pentru că noi am fost credincioși întotdeauna la alegeri, am ales și după aceea și-au bătut joc de noi. Și pe parcurs acum să cunosc roadele muncii noastre. V-ați permite să plătiți un preț mai mare la energia termică? N-am încotro ce să plătesc dacă locuiesc la bloc și am utilitățile, că aia cât o putea le plătesc, că nu, ce-o decide statul. Cât ați plătit iarna aceasta la căldură? Iarna trecută. În ultima lună al anului 2020 a fost 4.600.000 și pe ceva, trecut de 600. Un preț destul de ridicat. Și atunci. Și acum e mai groaznic. Și sperăm ca unde stau la apartamentul care stau să ajungă să instaleze gazul metan, dar tot un drac este, pentru că să scumpesc gazele și nu știu încotro să iau, să le mai bag, să nu le mai bag. E foarte rău că s-a scumpit acum, mai ales pentru pensionari, sunt primii care suferă după scumpirile astea. Și numai că curentul dă scumpiri la toate, și gaze și toate astea. V-ați permite să plătiți gigacaloria mărită? Nu convine. Nu convine că nu ai de unde și rămâi cu restanță și toată vara anului viitor trebuie să plătești. Adică e împrumut, să dai înapoi împrumutul după aceea și tot așa mereu. Care are plătiți, care nu are să se strămură. Dumneavoastră cum vedeți aceste scumpiri? Nu. Le văd nu bune, dar ce să faci? Asta sunt. Adică nu avem încotro și trebuie să le plătim. Încotro, da. Dacă nu ai, stai, și rabi, trămâni. Închizi caloriferul. Dumneavoastră vă permiteți să plătiți un preț mai mare la căldură sau din contră veți face economie? Nu facem economie, nu poți să stai. Pe lângă scumpirile anunțate la energia termică, românii sunt nevoiți să plătească deja facturi mari la electricitate.